Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Salutări tuturor curierilor care sunt pe recepție. Un curier, Glovo, a explicat pe Reddit, am găsit ieri postarea respectivă. Deci un curier, Glovo, a explicat pe Reddit cum câștigă peste 3000 de lei pe săptămână. Pe săptămână, nu da, lunar? Pe săptămână, bani în mână. Dar, și citez, societatea mă privește ca pe ultimul boschetar muritor de foame. Este o anumită, cum să spun, o procedură pe Reddit. Poți să spui, întreabă-mă orice. Sunt ceva și întreabă-mă orice și răspund sincer la toate întrebările. Și acest curier zice, uite, eu câștig 3000 de lei pe săptămână. Spune așa, am 32 de ani, am avut restaurantul meu înainte de pandemie, a trebuit să închid pentru că pandemie, long story, și acum muncesc la Glovo și strâng bani ca să fac iar alt restaurant. Hey. Și pune o copie după încasările sale dintr-o săptămână, zice așa. A pus și acte? Da, a pus acte, a pus copie și spune. Deci am încasat 3012 lei și 57 de bani. Sunt, adică e o copie, nu o să mai dau și virgulele. Din care 1264 de lei plăți din livrări propriu-zise. Da. 239 de lei bacșișuri. Îmi imaginez că bacșișuri în aplicație. Da. Adică așa cred. Dincolo de cei de... Da, bacșișul în aplicație. Da, e destul de bun bacșișul, observ, având în vedere cât a livrat. Da. Ne ascultă vreun curier? Nu știu dacă ne ascultă la ora asta. Sau poate ori fi curier. După nouă încep să mai livreze, da. Da, puteți să ne sunați, că vrem să vorbim un pic cu voi, curierilor, în dimineața asta, 0372069599. Să continui ce scriu om. 939 de lei promo. Nu știu ce înseamnă promo. Poate că sunt diferite promouri pentru anumite restaurante, livrări, habar n-am. Sunt bonusuri în funcție de cât alergi. Sau când e foarte aglomerat sau ceva. Da. 570 de lei challenges. De asemenea, s-a întrecut cu altul. Cred că... Da. Deci dacă ne ascultă vreun curier la ora asta și poate un curier de mâncare, cred, nu... Uite, știu, de exemplu, că la... Să ne dea un telefon și să ne explice ce, și nouă, ce înseamnă 939 de lei promo, ce înseamnă 570 de lei challenge. Și deci spune practic, și cât am muncit pentru banii ăștia. Da. Practic, jumătate din cei 3000 de lei reprezintă astea două categorii de bonusare. Știu că la Uber și Bolt, de exemplu, dacă îți pui abțipildurile alea pe mașină și faci și un anumit număr de curse săptămânal, primești un bonus și e posibil să fie ceva similar și aici. Bun. Cât am muncit pentru 3000 de lei într-o săptămână? 65 de ore. Cât înseamnă asta? Mai corect ar fi... Deci, deci mai mult înseamnă... de 8 ore pe zi, 7 zile din 7. Da, dacă muncești 8 ore pe zi, 5 zile, faci 40. Da. 65 de ore. În weekend faci 56, până la 65 înseamnă că ai lucrat în medie vreo 9 pe zi toată săptămâna. Da, el spune așa, mai corect ar fi să spun că fac 550-600 de lei la 12 ore sau 50 de lei pe ora muncită. Deci ce ziceți, prieteni? 3000 de lei? Practic, dacă ții o bicicletă, faci și sport, Luca? Nu, că cei mai mulți merg cu mașina. Nu știu dacă merg cei mai mulți. Livratori, ba da, cei mai mulți vin cu mașina. Bă, au cutiile alea în spate. Unii, mine mă deranjează că unii mi-aduc mâncare, mă ia capul. Când vin cu sacul și cala, știi că o pun pe bancheta din spate și vin cu ea rece sloi, că nu mai bag în... Nu mi s-a întâmplat niciodată, de fiecare dată când am comandat, au venit cu sacul, cu cutia. Eu am tot pățit. Da. Și sunt de obicei de ăștia mai puști, care vor să fie mai cool, știi, că tocmai ce spune cel în cauză. Că e o rușine. Că e rușine să fii livrator. Că sunt văzuți ca ultimii oameni, că asta spune el. Ceea ce e profund incorrect, adevărat. Dar nu știu, asta este o chestie, mă miră și mă întristează faptul că un curier spune că e văzut de societate ca un boschetar. De ce? Adică eu am tot respectul pentru oamenii ăștia. Cred că muncesc și eu la fel, foarte mult. Aleargă foarte mult pentru banii aia. Da. Dar probabil că de asta spun, se întâmplă de multe ori, ți-am spus că în general mi s-a întâmplat cu livratori foarte tineri, să-mi vină cu punguța aia de hârtie, hâț la ușă, știi? Și cum... ia rece și zic, bă, dar... A, că nu mai pun în cutie. Nu, că o pun pe bancheta din spate mașinii și atunci nu mai arată livrator, știi? Merge cu mașina, practic, și duce o punguță la cineva. Da, nu ne-a sunat niciun curier, e și explicabil cumva oamenii. La ora asta, mult, da, se lucrează mai mult. Și seara. Poate la ora asta, deși, uite, omul lucrează 12. Bă, dar 3000 de lei pe săptămână e totuși o sumă, adică sunt, practic, bun, muncește foarte mult, dar 12.000 de lei pe lună... Și la fel e și cu șoferii de ride-sharing. De la care am auzit povești de felul ăsta, de venituri de 6, 7, 8.000 de lei pe lună. Sigur, banii ăștia sunt la fel ca și în cazul livratorului nostru. Sunt sume brute. Adică nu... Nu, ăsta spune bani în mână. Nu e adevărat. Spune bani în mână. Sunt banii lor.
Banii lor, sunt banii pe care trebuie să-i încaseze. Și impozitați, da, și sunt, da? Banii lor. Ah, ok. Atunci sunt banii mai pe bine. Care trebuie, da, să-i încaseze. Ce salariu are un profesor de școală? Cred că vreo... Un învățător ce salariu are? 4.000 de lei, cred. Da. Nu vreau să... Uite, poate primim mesaje măcar pe tema asta. 0728-3132. Dacă știți să ne spuneți cam ce salariu are un învățător sau un profesor din învățământul de stat. Ok. Net. Curier? Curier, da, la telefon. Un livrator, probabil. Mihai, bună dimineața. Salut, Mihai. Bună dimineața, de la Brașov vă sun. Salut, te ținem din treabă. Spune-mi cum se pare suma asta, 3.000 de lei într-o săptămână. Un livrator care zice că a muncit 65 de ore într-o săptămână. Muncește mai mult de 65 de ore pe săptămână pentru suma asta, asta e 1, 2. Din suma asta, livratorul își plătește singur. Bine, depinde de firmă. Își plătește cartea de muncă, își plătește reparațiile mașinii, își plătește... Mm-hmm. Pentru că combustibil, își plătește tot. Aha. Deci din suma asta pe care el o câștigă, nu credeți că 3.000 de lei bagă în buzunar net. Deci trebuie să-și plătească taxele pe muncă singur? Asta spui? Depinde de firmă. Depinde, aha, de firmă. Eu la firma la care sunt, și nu pot să dau nume, că na, am face reclamă, nu-mi plătesc. Am administrator, am salariu fix, da, și bonusuri la număr de comenzi. Am plătită pe număr de comandă, pe comandă o sumă fixă. Dar ce înseamnă că omul spune așa, stai puțin, el pune o captură de ecran pentru, da? Și spune, tot, e în engleză, total earnings, deci încasări totale, și zice așa, promos, 939 de lei și 4 bani. Ce sunt promourile astea? Sunt, nu știu, presupun că sunt bonificații. La noi se dau în cazul în care faci un număr de comenzi mai mult decât ți-ar fi așteptat sau mai mult decât ți-ai propus sau mai mult decât ai tu acolo un minim, uh-huh, da? Depășești deci minimul niște acela cu mult, uh-huh, da? Primești niște bonusuri, uh-huh, în loc de, dau un exemplu, 10 lei pe comandă, primești 12 lei pe comandă. Și asta challenges? Adică provocări, cum ar veni? Provocări, da, asta nu știu să vă spun. Noi mai primim un bonus și pentru vreme urâtă, dacă afară plouă și ajungi la... Tu mergi cu mașina sau cu mașina, motoretă? Cu mașina. Poți să-mi spui orientativ, nu-ți cer sume exacte, nu te întreb unde cheamă, dar spune-mi orientativ cât se câștigă într-o săptămână când muncești normal, nu 12-14 ore pe zi. Păi, de exemplu, luna decembrie, pe toată luna, am colegi care au câștigat 10.000 de lei. Pe săptămână? Pe lună. Nu, pe lună. Deci 2.500, tot pe acolo. Cu în mână. Cu bonificații și pot, sigur, și pot depăși suma asta cu bonificații și cu asta. Dar, repet, vorbim de, am greșit eu că am zis, vorbesc de faptul că astea sunt încasările totale, câștigul total. De acolo el își bagă benzină. Aha. E adevărat, lumea mai ia în calcul și faptul că se fac tipsuri sau ciubucuri, cum le zic, mm-hmm, unii. Dar nu, n-ai de unde să știi. Ajungi la client, unii dau, alții nu. Da. Dar mai mulți dau sau mai, da, puțin, mai mulți nu dau? Cum e? Mai mulți nu dau. E, na? Veți fi surprinși. Mai mulți nu dau și mai mulți dintre cei care au o situație financiară bună ajungi în fața casei și vezi că au mașini scumpe și nu-ți dă. Uh-huh. Și ajungi la câte o bătrânică căreia îi comandă fata din străinătate, da, cumpărăturile, le plătește online și bătrânica te așteaptă la ușă, pe la etajul 2, 3, 4, îți rupe cocoașa, că și fata aceea când comandă, nu comandă două produse, da? Și îți dă bătrânica, mai mult decât au dat ultimii doi, care aveau o situație financiară foarte bună. Mulțumim, Mihai. Mulțumim. Uite, am primit și de la un șofer de ride-sharing, da, un print screen cu încasările lui pe săptămână, pe săptămâna Crăciunului, 19-25 decembrie, a făcut 205 curse în 50 de ore și a încasat în total 3.200 de lei într-o săptămână, dar spune că din banii ăștia se scad taxe, contabilă, mașină și tot ce ține de carburanți și așa mai departe. Cosmin, bună dimineața! Salut, Cosmin! Salut, Cosmin! Salutare, salutare! Tot curier? Dimineața! Tot curier? Am sunat să vă zic că sunt niște sume câteodată, dar acele sume sunt adevărate, se, da, fac în anumite perioade de timp. Mhm. Adică vă zic din punct de vedere ca livrator, pentru că și eu tot livrez la TAZ, ca un exemplu, okay, și sumele sunt apropiate, adică se câștigă bine și la TAZ, dar și la Glovo. E, mașină, bicicletă? Pe mașină. Pe mașină. Dar toată lumea nu ia în calcul, având în vedere că dacă a făcut 3.000 de lei, că el spune că intră în mână. Nu, multă lume nu știe, în primul rând, fiecare agenție își ia comision. Adică din 3.000 de lei, dacă el își scade agențiile în general, adică firmele de recrutare care colaborează cu TAZ sau Glovo sau cu orice altă... Păi și ce, firma aia ți-a lunar? Adică fiecare lună... Da, 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 bineînțeles. Serios? În primul rând, e ca un manager. Cât ai contract? Da, e ca un manager. Adică el practic își ia comisiune în toată suma inițială.
Unii au 5%, unii au 8%, unii au 10%. Păi și ce te împiedică să-ți faci propria firmă și să colaborezi pe treaba asta cu Tazgrova? N-ai cum, pentru că inițial fiecare, de exemplu, Taz sau Glovo colaborează cu niște firme. Fiecare firmă, ei se le numesc flote. Și n-ai cum să colaborezi tu direct cu ei, trebuie să colaborezi prin flotele lor. Am înțeles. Cam asta e chestia, că multă lume nu știe pentru impresari, că... la fotbaliști. Da. Și una peste alta, spunem, în ce oraș lucrezi tu? În București. În București. Una peste alta. Aici, mă rog, e piață mare. Una peste alta, într-o lună, așa, după ce îți plătești toate hangaralele, toate, nu știu, și un program normal de lucru. Nu știu ce înseamnă da. Normal, adică 8-10 ore. Normal, cam așa. Oricum, normal, majoritatea ies în intervalele care sunt de flux, că multă lume nu știe. Majoritatea ies în orele 10, ora 10. Deci de 10 dimineața, 10 seara, pentru că acestea sunt intervalele care sunt cele mai bune. Logic. Are logică. Și cu câți bani rămâi într-o lună? Poți ajunge... Adică sunt noiembrie, decembrie, cum a fost de Crăciun, da, se fac sumele respective, dar nu e cum au spus mai devreme liberatorul respectiv, că a muncit el 8 sau 9 ore. 65 de ore, a zis. Muncește 12 ore sau ceva de genul. Au muncit foarte mult. Ok, adică... bine. Am cerut mai devreme mesaje de la profesori cu salariile lor. Uite, profesor, gradul 2, 15 ani vechime, 3300 de lei net, director de școală, 4400 de lei net, asistent universitar, 4600 de lei pe lună în mână, da? Soția mea, 33 de ani vechime, profesor cu studii superioare, 3600 de lei net. Da. Deci asta este așa acum. Eu cred că următoarea categorie... în societate, că unde vor trebui mărite salariile semnificativ, așa cum s-a întâmplat la medici, trebuie să fie în învățământ. Sigur, acolo ar fi bună și o reformă, că sunt și foarte mulți angajați pe o curiculă super extinsă și poate că trebuie o reformă serioasă, dar părerea mea este că educația este... Ce părerea mea? Educația este subfinanțată, este împotriva legii oricum. Că legea spune că trebuie o anumită proporție din PIB, care nu s-a respectat niciodată. Iar anul ăsta, România educată, cred că este la mai puțin de jumătate din cât zice legea că ar trebui finanțat domeniul respectiv. Dar revenind, uite ce situație. Deci nu pot să spun că sunt inegalități. Oamenii muncesc, adică muncești dintr-o parte și dintr-alta. Nu, și cinste lor. Da. Dar totuși, diferența e foarte mare. Adică da, mare de la 3300 de lei un profesor până la 6000, să zicem... Poate așa, de asta apar orele suplimentare și la profesori, respectiv meditațiile și venituri suplimentare. Mă gândesc. Da, cu siguranță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.